Salutare, dragilor, ce am aici în față pe birou, un material didactic, vreau să găsim împreună legătura dintre unitatea de măsură pentru unitățile de măsură pentru volum, am o cutie cubic paralipedică în față, și unitatea de măsură pentru capacitate, litru. Bun, am luat un echer cu care voi măsura dimensiunile acestei cutii în formă de paralipet dreptunghic. Hai să privim întâi lungimea bazei, aproximativ 18 centimetri, lățimea bazei aproximativ 12 cm și înălțimea bazei aproximativ 8 cm. Ai văzut aici. Bun, volumul paralipipedului este lungimea ori lățimea ori înălțimea. Și hai să facem împreună. 12 ori 18, 216, 216 ori 8728 de centimetri cubi. Într-un clip anterior am spus cum se transformă unitățile de măsură pentru volum. Dacă vrem într-o unitate mai mare, noi vrem în decimetru cub, vom transforma împărțind printr-o mie. 1728 împărțit la 1000, 1,728 de decimetri cub. Într-un decimetru cub încape un litru de lichid. Deci, după calculul nostru, în 1728 de centimetri cub, deci 1,7 decimetri cub, aproximativ, o să încapă toată această apă, sticlă de apă, care conține un litru jumătate de lichid. Hai să vedem că așa se întâmplă. Privește dacă rămâne apă în, sau ne va mai rămâne loc în cutie. Deci observi, a încăput toată apa și a mai rămas și puțin spațiu în cutie. Deci dacă mai aveam puțin apă, cu siguranță reușeam să umplu cutia.